Alianța Română de Prevenție a Suicidului a fost înființată în 2010 în Cluj-Napoca. În 2013, cu sprijinul unui proiect finanțat de Primăria Cluj, am putut să debutăm linia telefonică națională, telefonul verde antisuicid 0800 801 200. La această linie telefonică lucrează doar voluntarii. Linia telefonică funcționează doar 12 ore, de la 7 după masa la 7 dimineața, pentru că este deservită de către voluntari care de multe ori mai sunt cuprinși în activități școlare sau profesionale. Dar tot ceea ce facem, facem pe bază de voluntariat. La linia telefonică antisuicid, din 2013 și până acum, s-au primit mii de apeluri. Unele apeluri nu au avut ca și scop sinucidere. Au fost mai mult apeluri de informare, altele erau apeluri mai mult de socializare, dar cam 25% dintre apelurile primite sunt apeluri dramatice, le-aș putea spune, apeluri care sunt de tip criză, criză suicidară de cele mai multe ori. Voluntarii noștri sunt antrenați după o metodă proprie. Avem și un ghid de antrenament propriu care este proprietatea Alianței Române de Prevenție a Suicidului. Am primit foarte multe apeluri. Vreau să vă spun că zilnic, respectiv noapte de noapte, suntem apelați. Nu există noapte din săptămână în care să nu fim apelați. Asta înseamnă că avem cel puțin 1000 de apeluri pe an. Dintre aceste apeluri, v-am spus, 20-25% sunt apeluri extrem de puternice, apeluri în care voluntarul trebuie să facă față presiunii și tensiunii psihologice pe care o are apelantul în acel moment al convorbirii telefonice. Care sunt cauzele cele mai frecvente? Suntem apelați datorită unor cauze ce țin de multe ori de depresie. Trebuie să recunoaștem că principala cauză a crizei suicidare o constituie tulburarea afectivă, respectiv depresia. Dar suntem apelați și în cazuri de conflicte intrafamiliale sau conflicte cu colegii, cu eșecuri sentimentale, mai puțin deficite economice. Suntem apelați și de către cei care se droghează și care sunt într-o oarecare criză și de dezintoxicare sau de prea mare intoxicare și de presiunea societății făcută asupra lor ca să renunțe la drog datorită unor consecințe sociale. Deci motivele pentru apel sunt multiple. Dar foarte multe apeluri se fac și de către persoanele care suferă de depresie. Acum, știm că depresia este principala cauză care duce la sinucidere. Ca și cifre la nivelul țării noastre, pot să vă spun că rata sinuciderii în România a scăzut în ultimii 5 ani. Respectiv, a scăzut de la 2008, deci anul crizei încoace. În așa fel încât, față de acel an, în 2017, când au fost comunicate ultimele cifre, așa, în 2017 au fost înregistrate la nivel global, național, de către Institutul Mina Minovici, 2420 de sinucideri, față de 3000, peste 3000 de sinucideri cât erau în anul 2008-2009. Cifra este îmbucurătoare, dar totuși mai există încă foarte multe sinucideri care ne întristează profund, și anume sinuciderile adolescenților sau ale tinerilor. Crește numărul de sinucideri în grupa persoanelor active profesional, adică grupa 35-45 și mai ales a bărbaților. În România încă sexul masculin este prioritar în ceea ce privește sinuciderea, adică decesul prin sinucidere. După ce apelează la serviciul dumneavoastră, care sunt pașii pe care ar trebui să-i urmeze o persoană?
Noi suntem un serviciu care consiliază, deci la telefon practicăm ascultare activă și consilierea telefonică. Desigur că dacă identificăm o oareșcare patologie care ar împinge către sinucidere, facem o introducere către apelul la și adresabilitatea la, la instituțiile de sănătate mentală sau la cele de psihologie, dar noi nu putem să dăm indicații ferme, duceți-vă la un doctor sau la alt doctor sau problema noastră se rezolvă prin medicamente. Deci noi facem doar o punere, în, o inventariere a mijloacelor la care poate să apeleze. Deci persoana, dacă dă curs consilierilor noștri, persoana ar trebui să apeleze la un ajutor de profesionist din domeniul sănătății mentale. În al doilea rând, să știți că îndrumăm foarte mult înspre diferite centre care aparțin fie de instituțiile comunitare, inclusiv ale statului, există centre de protecție socială pe diferite domenii, sau ONG-uri. Avem o listă întreagă, deci facem și un serviciu cumva de dispecerat, de orientare a persoanelor înspre direcțiile de la care ar putea să primească ajutor.